Domnul și domnilor, din nou împreună la o nouă ediție a emisiunii Dezbaterea Zilei. V-am promis și partea a doua a unei dezbateri în privința locurilor de parcare. Dezbatere pe care astăzi o susținem, ca și cealaltă emisiune, cu domnul Radu Grigoraș, directorul Departamentului Exploatare Patrimoniului. Bună ziua, domnule director, bine ați revenit în platoul. Bună ziua, bine v-am regăsit. Bun. În prima parte am discutat despre faptul că sunt parcări de reședință, sunt parcări pentru persoane cu dizabilități, parcări pentru mașinile electrice, care ar fi numărul lor, care este raportul. Haideți să începem acum să discutăm puțin despre cum se ajunge la un loc de parcare. De exemplu, ați spus că aveți în evidența departamentului un număr de 58.000 și ceva, 58.418 locuri de parcare. Le-ați identificat mergând prin oraș, nu? Și spun, domnule, ăsta este... Dar sunt foarte multe persoane care spun, domnule, în spatele blocului nostru este un spațiu care poate fi amenajat ca și parcare. Ce trebuie să facă acel cetățean? Bun, acum discuția le împărțim aici, propun să le împărțim în, la fel și ajungem la parcările publice, unde trebuie să le amenajăm și nu pot fi scoase într-o procedură de a le închiria. Corect. Decât printr-o amenajare specială, vă spuneam și emisiunea trecută, da, prin instalarea acelor senzori. Da. Revenind la parcările de reședință, avem parcări de reședință care necesită reabilitarea lor și așa, vor fi scoase la închiriere după reabilitare, după asfaltare și parcare. Cineva zice, domnule, uite, în curtea interioară la 3 blocuri este un spațiu care poate fi amenajat ca și o parcare. Sună la dumneavoastră? Ne face o cerere, o, uh-huh, o sesizare și noi trimitem solicitarea. Trimitem solicitarea, sigur că o verificăm, dar trimitem solicitarea la direcția tehnică care prinde în programul de investiții. Bun. În general, lucrurile astea s-au făcut pe investiții mari, acolo unde s-au reabilitat zone întregi. Știți, în Tătăraș, în Dacia, în Mircea, în Alexandru, Alexandru, în Mircea, unde s-a avut în vedere o reabilitare, să spunem, complexă, de la cea peisagistică până la asfaltul, la căile de acces, trotuare și parcări. Bun, dar cât timp durează? De exemplu, să zicem că cineva din Cantemir sau nu știu, vă trimite o cerere și spune, uite, aici ar fi o zonă, din momentul în care depune cererea până când se ajunge la amenajarea acelei parcări, cam cât timp trece? Nu pot să vă spun cu exactitate, dar... Un an? Uneori, dacă acea zonă este prinsă în programul de reabilitare, durează câteva luni. Uh-huh. Odată ce vine primăvara, se intră pe programul de asfaltări, acum de regulă în perioada iernii, unde se fac lucrări de întreținere, uh-huh, se pregătește de dezăpezire și alte... Bun, dar ce presupune amenajarea unui loc de parcare? Asfalt. Atât. Asfaltare. Deci este o asfaltare, o delimitare. Din punct de vedere al actelor, este inventarierea ei și trecerea la mine în administrare ca și parcare, la direcție, uh-huh, exploatare, iar din punct de vedere tehnic, asfaltarea și marcarea ei. Presupun că un spațiu verde nu poate fi transformat, nu, în loc de parcare. Nu. Bun, dar vă întreb un lucru, pentru că în alte localități au folosit acele pavele ecologice, care crește și iarba, este și spațiu verde și este și loc de parcare. Se pot folosi de și... De cele mai multe ori acele soluții de parcări cu pavele înerbate, da, au fost folosite în zonele private, nu în zonele publice. Am înțeles. Noi avem în continuare discuții, dar avem un ușor blocaj la direcția de mediu care nu acceptă în momentul ăsta o astfel de soluție de parcare prin transformarea spațiului verde într-un fel de amestec. Da, să fie și spațiu verde. Păi nu, și de ce v-am întrebat? Pentru că în emisiunea trecută discutam că în Iași sunt 58.418 locuri de parcare și vreo 120.000 de autoturisme. Nu vorbim de autoturismele studenților în tranzit sau care vin și stau sau cele care sunt luate în leasing sau care, adică sunt mult mai multe. Și atunci poate că una dintre soluții ar fi și amenajarea unor astfel de pavele cu iarbă, în ierbate, așa. Sunt mari probleme în a da o soluție acestor spații verzi care ușor au fost însă și transformate. Așa este, că lumea nu înțelege. Ele scriptic au rămas inventariate ca și spații verzi. Ca și spații verzi. Și omul spune, nu-i domnul director, nu e spațiu verde, uite că e beton. Bun. E, dar scriptic eu l-am prins în acel inventar al spațiilor verzi. Bun, perfect. Și dacă tot am vorbit despre o astfel de soluție,
De ce am vrut să vă întreb de acest lucru? Pentru că există, nu mulți, dar destui ieșeni care în locul lor de parcare de reședință se duc și schimbă uleiul, montează nu știu ce filtru, lasă pe jos, spală mașina cu buretele. Aceste lucruri sunt sancționabile? Da. Cine trebuie să le sesizeze sau nu să le sesizeze? Poliția locală? Poliția locală în baza unei hotărâri de consiliu local care interzice repararea mașinilor în parcările publice, spălarea sau alte aspecte care contravin. Pentru că a spus civilizat. Că cei de la Garda de Mediu se opun, poate și din acest motiv. Un autoturism care lasă pe jos o dură de ulei sau îi curg tot felul de fluide, este normal să nu ajungă acele fluide pe spațiu verde, că intră în pânza freatică, se duc mai jos și fac terenul. Bun. Sancțiunea sau e prevăzută în două locuri. Una, dacă vorbim de parcările cu contract, în contract este prevăzut expres că locul de parcare va fi folosit doar pentru parcarea autoturismului. Și doi, este o hotărâre de consiliu local care dă dreptul poliției locale să sancționeze astfel de abateri la locurile de parcare unde nu sunt sub contract. Bun. Sau cetățenii care nu au contract. Bun. Domnule director, din datele pe care le aveți dumneavoastră, la nivelul României, în fața noastră, că aici, dacă făceam un top, este București, Brașov, Iași, Pitești, Râmnicu, Vâlcea, Cluj, Napoca, Constanța, Craiova, Oradea, Târgu Mureș, primele 10 în ceea ce privește numărul de locuri de parcare publice. În aceste municipii există parcări supraterane, subterane? Clujul are multe parcări subterane, cred că și Oradea. Sigur, Bucureștiul, Brașovul nu știu să aibă. Noi de ce nu avem? Noi nu avem pentru că am avut foarte multe locuri de amenajat terestre la nivelul solului și nu am reușit să le amenajăm complet. Abordarea în ceea ce privește parcările subterane sau parcările noi înființate, nu neapărat subterane, au fost și supraterane, prin clădiri dedicate doar pentru parcare, a fost de genul unor terenuri concesionate în vederea edificării astfel de construcție și o asociere în participațiune la care nu s-a înscris nimeni. Cu alte cuvinte, la nivelul primăriei municipiului Iași există terenuri care se dau spre concesionare, tocmai dedicate acestui lucru. Au fost în procedură de licitație două terenuri, cel din Mușatini, din Alexandru, pe o parcare, cred că de 4 nivele, supraterană, da. Și cel din piața Independenței, din piațeta, din fața Facultății de Medicină, pe o parcare subterană. Și nu s-a prezentat Ambele nimeni. Nu s-a prezentat nimeni. Au fost cumpărate caiete de sarcini, dar nu s-au înscris. Nu sunt rentabile sau ce sau cum? Că, Doamne iartă-mă, dintr-o parcare de genul ăsta se câștigă foarte, foarte bine. La Mușatini, da, în zona respectivă, mă rog, a fost o firmă italiană, nu a vrut să meargă mai departe pe acea investiție, iar la terenul de vreo 4.000 și ceva de metri din fața Facultății de Medicină, e o construcție foarte amplă. Impedimentul nu era monumentul care trebuia remontat la loc, impedimentul major pe zona centrală este descărcarea arheologică. Așa este. Bun. Adică ei semnau contractul de concesiune, trebuia să achite concesiunea urmând să vadă dacă când vor găsi pot ceva. Să înceapă construcția, că prima dată fac descărcarea arheologică. Așa este. Același lucru a fost și cu parcarea de la statuia Independenței. Părculețul respectiv acel părculeț. A fost odată scos la licitație, a cumpărat cineva care de sarce, s-a înscris, dar n-a mai licitat datorită fundării statuii. Și cine știe ce găsește acolo. Dar totuși lângă... Prevedea niște costuri mari și a preferat să piardă taxa de participare la licitație. Dar lângă în centru, în plin centru, lângă Hotelul Unirea, că putem să-i dăm numele, că nu se întâmplă nimic, este o parcare subterană. A fost tot cu descărcare arheologică. Sigur. Și atunci, acolo s-a putut realiza... Bun. Haideți să trecem mai departe. Astea sunt probleme ale fiecărui investitor. Dacă nu vor să investească, asta dar este. Dar abordarea noastră de genul acestor parcări, că de aici am pornit discuția, asta a fost. Să nu ne implicăm noi într-o investiție, noi, municipalitatea, într-o investiție de genul ăsta, banii obținuți din serviciu parcări, fie ele din parcările publice sau din parcările de reședință sau cele cu aviz,
Toate au fost, s-au dus în visterie municipiului. Și Clujul cum a reușit să facă? Clujul are alt gen de organizare a serviciului de parcare. Adică? Au o societate comercială care prestează acel serviciu. Stați. Deci, în loc să fie departamentul de exploatare patrimoniu, există o societate care gestionează parcările. Cum e la noi, nu știu, Ecopiața sau Salubri, Citadin. Sau... Așa, bun. Sigur. Și de atunci societatea respectivă... Deci primăria a venit cu un aport de capital în acea societate, probabil cu terenurile și cu locurile de parcare. Societatea le exploatează și banii obținuți sunt duși în direcția realizării altor parcări. Uh-huh. Probabil și cu credite bancare, probabil... Deci așa au reușit să aibă parcări supra... Cu terenurile tot a municipiului Cluj, care le-a pus la dispoziție. Da, bun, e de înțeles că se practică. Haideți să revenim totuși la locurile de parcare, care, pentru că am văzut deocamdată parcări supraterane, subterane, să terminăm întâi cu locurile de parcare. Cam câte locuri de parcare la nivelul solului mai sunt identificate și urmează să fie... reabilitate sau executate sau... Ca și parcări de reședință, minim 10-15.000. Minim 10-15.000. Și ca și parcări publice unde vine lumea la o instituție și... Dacă... Nu numai la instituție. Dacă luăm în calcul fix cum le-am inventariat și posibilitatea de a le transforma străzi cu sensuri unice. Eu v-am dat exemplu emisiunea trecută, da. Fix de o stradă, de o astfel de arteră, cu sens unic, unde dintr-un parte... capăt în altul era în jur de 1000 de locuri de parcare. Mm-hmm. Acolo sunt. E diferența de până la 58.000. De ce vă întreb? Pentru că la un moment dat s-a pus problema, domne, haideți să îmbunătățim transportul public, iar cei care vin din zona metropolitană, la intrarea în municipiul Iași, vor găsi o parcare unde își lasă mașina, urcă mijlocul de transport în comun și pleacă. Sunt identificate astfel de terenuri unde ar putea fi făcute parcări publice, să zicem generoase, în care vii dinspre Ciurea, ți-ai lăsat mașina acolo, te-ai urcat în... Dacă vorbim de cartierul Nicolina, unde s-a și implementat măsura cu bandă unică, exact. Singura posibilitate unde am putea face un park and ride, exact. Denumirea specifică, ar fi în Fortus. Păi, acolo știu că primăria are o anumită suprafață de teren. 24 de hectare. Se poate amenaja acolo o astfel de parcare? Putem lua în calcul o astfel de parcare. Din ce am văzut din discuțiile publice, de altfel, cu cei de la, cu domnul primar de la primăria Ciurea, și ei vor să facă o astfel de parcare la intersecția cu Ciurea. Păi... Pentru că ei vor să o unească cu proiectul de extindere, lărgirea, de fapt, carosabilului până la acea intersecție și cu bandă unică până acolo, acolo să fie parcare și să preia... E cam ciudat pentru că și să preia tot fluxul de... acel drum a fost reabilitat cu fonduri europene și undeva la Horpaz, înainte de a ajunge la Horpaz, este un pod care nu a fost lățit. Indiferent ce îi face mai departe, acel pod trebuie lăsit. Dar făceam referire la intrările mari. Dinspre Ciurea, dinspre Miroslava, dinspre Lețcani încolo, adică toate autoturile, lumea la ora actuală stă în zona metropolitană și ziua vine și pune presiune asupra parcărilor din Iași. Ca dintr-un dormitor la locul de muncă. Exact, ca dintr-un dormitor la locul de muncă. De asta poate că acele mari locuri de parcare ar rezolva o leacă din probleme. Sigur, la nivel de strategie, asta ar fi soluția. Și nu neapărat pentru locuitorii care stau în zonele periferice, ci pentru cei care vin de mult din, de la distanțe mai mari în Iași. Să vină, își lasă mașina acolo și n-au nicio treabă. Bun, acum, întrebarea, pentru că mai mult ca sigur că în viitorul nu chiar îndepărtat vor fi realizate astfel de parcări. Cum veți reuși să le manageriați pentru că cei din zonă sigur își vor lăsa mașinile acolo? Vă spune, domnule, că așa e, am parcare publică, vreau să las mașina aici. Bun, vă referiți la costuri? Costul chiar n-ar mai conta. Păi nu, pentru că... Am văzut la București, park and ride-urile aveau, nu știu, un leu pe zi, doar ca să poată să... Păi da, dar dacă cei din zonă care locuiesc în zonă parchează acolo, cei care vin din zona metropolitană... Nu parchează nimeni, vă dați seama. Ideea este nu că ele vor fi aglomerate. Eu mă tem să nu fie aglomerate și vă spun exemplu Bucureștiului.
unde parcă în raliurile sunt goale. Stați-o că pentru un leu pe zi... Tocmai asta vă spun, nu era vorba de preț. Era vorba că Bucureștiul nu a găsit o atractivitate sau n-a putut să atragă în park and ride-uri și să implementeze soluția asta. Nu știu din ce considerente. Și deci credeți că această soluție... Nu știu, n-am ajuns, eu consider n-am ajuns încă în acel moment, cu toate că ar trebui să o luăm de pe acum. În sensul să vină și autobuzile electrice, să vină de asta, și... De ce v-am întrebat? Pentru toate tramvaiele. Tocmai. Ca să poată transportul public în comun să fie viabil. S-a implementat acea bandă unică pe toată zona Nicolina până în capăt Cug. Stai la și aștepți la semafor și pe lângă tine trec 1, 2, 3 tramvaie, 4 autobuze, mai trece și câte o mașină electrică. Zici, bă, nene, las naibii mașina acasă și vin cu ea. La fel se va poate, presupun că se va implementa și pe alte bulevarde. Și atunci, normal că omul care vine din zona metropolitană zice, bă, nene, n-am unde să mă las mașina. Că dacă ar vine autobuzul din fața curții să mă ia, corect. Dar dacă ar avea la intrarea în Iași, ar fi ceva. Credeți că acest lucru poate fi realizat în următorii 5-6 ani? Parcările de tip park and ride, ăsta este viitorul. Nu tot nu departamentul de exploatare altfel. Patrimoniu trebuie să le amenajeze, să le gândească, nu, să le amenajeze, nu. Noi putem veni cu propuneri. Uh-huh. Una din propunerile pe zona care s-a început pe Nicolina e Fortusul, se știe. Nu uh-huh. Se va termina pentru celelalte zone trebuie identificate terenuri și văzut. Dacă le cumpărăm, nu cred că poate fi vorba de expropiere, că nu ne încadrăm pe interes național. E clar că nu. Doar prin cumpărare sau realizarea lor pe alte unități administrative teritoriale învecinate. Ciurea, Miroslava... Holboca, încolo, da. Pentru că se termină și de reabilitat linia de tramvai, pe acolo vor circula mijloace de transport în comun perfecte. Și e interesul lor major, a comunelor din zona metropolitană, de a prelungi banda unică până spre ei. Bun. Suntem la finalul emisiunii și încă o dată vreau să vă întreb pentru ca telespectatorii să înțeleagă. Cam câte locuri de parcare pe teren vor mai fi amenajate sau mai pot fi amenajate? În viitorii câțiva ani avem destul de mult front de lucru. Nu... 15-20.000 de locuri de parcare? E clar, înseamnă că dar vă spun, locuri de parcare, nu se fac amenajări de locuri de parcare, se fac reabilitări complet de zonă. De la, în primul rând, căile de acces, trotuare, spații verzi și parcări. Da. Și când s-a reabilitat și aveți... Nu, sunt exemple foarte multe. Aveți exemple din cartiere care s-au terminat. Alexandru, Dacia, Mircea... Unde nu se va mai intra probabil 5-6 ani. Mi se pare absolut firesc. Dom'le, am făcut o investiție, da. Măcar de asta nu s-au mai făcut în ultimii ani așa zisele cârpeli. Să venim, facem doar o bucățică de parcare, dar strada trebuie Barză. Asfaltată. Sau trotuarul nu e făcut. Sau... Se face totul la pachet. Sau... Da. Domnule director, mulțumim foarte, foarte mult pentru participarea la emisiune. Doamnelor și domnilor, la finalul acestei ediții, la sfârșitul anului 2020, 58.418 locuri de parcare pentru un parc auto de aproape 120.000 de autoturisme. Și nu vorbim de cele în leasing, nu vorbim de cele care vin din alte localități, cei care stau aici cu viză de flotant. Dacă în următorii ani vor mai fi realizate 15-20.000 de locuri de parcare, să știți că tot nu sunt de ajuns, pentru că dinamica este foarte mare. Sunt locuri de parcare, dar ieșenii își cumpără și a doua și a treia mașină, schimbă mașina, cumpără alta, mai vin în municipiul nostru, se mută foarte, foarte mult, pentru că este atractiv din punctul de vedere al locurilor de muncă. De aceea, va trebui ca fiecare să ne descurcăm cum putem. Și credeți-mă că nu este simplu deloc, dar asta este, ne învățăm cu orice. Până data viitoare, cele bune. La revedere!